Mă numesc Lazar Alexandra. Iar eu Luca Lorena. Suntem de la școala gimnazială Tudor Vladimirescu în clasa 8-a, iar pornind de la invenția lui Alexandru Volta, care a făcut prima baterie din zinc și cupru, vom încerca să facem o baterie reciclabilă din cupru și aluminiu. Avem nevoie de mai multe materiale. Saramura pe care tocmai am preparat-o, am turnat-o deja în paharele de plastic. Da. Electrozii de cupru și aluminiu, iar cuprul este introdus în aluminiu și va trebui să introducem și în parele de plastic. Acum, deoarece noi am pus deja soluția de saramură, vom introduce direct electrozii. Ei trebuie legați între ei în serie. Iar acum, cu ajutorul unui multimetru, vom măsura tensiunea electrică. După cum vedeți, este o tensiune destul de mare, comparabilă cu cea a unei baterii adevărate. Și noi vrem să transmitem mai departe mesajul că există viață și în deșeuri.